La Biblioteca Națională a României a avut loc concertul caritabil de colinde după datini colindăm, organizat de Asociația Studenților Teologi Ortodoxi. Evenimentul aflat la a cincea ediție s-a desfășurat în prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Am unit în seara aceasta bucuria cu dărnicia și vă felicităm pe toți cei care ați contribuit la organizare și cei care ați contribuit din punct de vedere muzical. Această expresie a dărniciei ne arată un suflet mare și ne nobilează. Câștigul celui care dăruiește este mai mare decât cel al persoanelor care primesc darul. Când oferim deci ceva material, nu rămânem nerăsplătiți. Și darul nostru se transformă în bucuria dărniciei din suflet. Aceasta este civilizația dărniciei, a generozității, a creștinismului care trăiește din iubirea milostivă, darnică a lui Dumnezeu, arătată în Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Concertul a fost susținut de Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române, grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și corul Cantus Domini al Asociației Studenților Teologi Ortodoxi. Sumele strânse în urma concertului vor fi folosite pentru achiziționarea de bunuri ce vor fi donate Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din cadrul Fundației Bucuria Ajutorului. Cred că această legătură s-a creat în mod firesc, așa cum au spus și ei, au venit în sprijinul celor care suferă foarte mult și lângă care este bine să fim cu toții în aceste clipe de sărbători și să îi înconjurăm cu multă dragoste. Dacă în anii trecuți ne dream atenția spre centre de îngrijire pentru copii, anul acesta ne-am gândit să donăm banii către Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie, gândindu-ne să ajutăm și pe cei aflați în suferință, în plac de sărbătoare, pe care foarte puțin cercetează în perioada aceasta. La final, cele trei formații corale, Asociația Studenților Teologi Ortodoxi și Iulian Bobârnea, moderatorul evenimentului, au primit din partea Preafericitului Părinte Daniel diploma omagială Sfântului Ioan Gură de Aur.